Astăzi, în incinta liceului Dragoș Vodă, la finele anului școlar, are loc adunarea generală a părinților. Pe ordine de zi sunt mai multe întrebări. În primul rând, admiterea la examenul de absolvire a elevilor claselor a 9-a și a 12-a, promovarea elevilor claselor 1-11 în clasele următoare. Numai decât o problemă care este legată de finele anului, numai decât este vorba de odihna copiilor pe parcursul verii și, evident, pentru ca atunci când vor reveni din vacanță, ca sălile de clasă să fie și instituția să fie reparate, numai decât avem a discuta cu părinții ca să ne vină în ajutor pentru repararea sălilor de clasă. Acestea sunt întrebări de lucru, dar astăzi este și o dată remarcabilă în instituția noastră legată de activitatea unui colectiv aparte. Este vorba de ansamblul etnofolcloric Mugur Mugurel, care activează de acum 15 ani de zile în instituția noastră. Un ansamblu, un colectiv foarte bine închegat, foarte bine organizat de către conducătorul artistic Leonid Serbin și administratorul ansamblului doamna Valentina Scutaru. De acum, în acești 15 ani, s-au schimbat mai multe generații, mai multe promoții și astăzi, în instituție, își fac studiile 3 promoții ale acestui ansamblu. Cu mare plăcere, ei vor astăzi să-și deie o mică dare de seamă în 3 generații, adică vor prezenta un mic concert în fața părinților, atât elevii clasei 1, numai decât grupa medie, care este grupa de bază a ansamblului la moment, grupa clasei a 8-a și vin în fața părinților și elevii absolvenți ai clasei a 12, care sunt a 3-a generație a ansamblului Mugur Mugurel. Acest colectiv ne-a purtat faima peste tot în Republică și chiar în afara Republicii, a participat de totdeauna la concursurile de sector, concursuri municipale, au participat la concursuri în România, în Polonia, în mai multe, în Bulgaria, deci peste tot și s-au învrednicit de diplome care i-au pus ca categoria de laureață a acestor concursuri. Eu vreau ca să doresc acestui colectiv în continuare mari realizări și ca doresc ca acest colectiv să fie în permanent în cadrul instituției noastre. Conform planului de activitate a liceului, pentru ziua de astăzi este planificată adunarea generală a părinților, copiilor din liceul nostru și noi ne întâlnim, de fapt, tradițional, la 2 adunări și în septembrie și în mai. Și vreau astăzi să vă aduc la cunoștință problemele care avem a le pune în discuție, întrebările de lucru legate de sfârșitul anului școlar, admiterea la examen, promovarea în clasele următoare, eu știu odihna de vară, preparația, adică întrebările noastre obișnuite care le discutăm cu dumneavoastră la finele anului școlar. Și cu o deosebită plăcere vreau astăzi să aduc la cunoștință că anume acum, la finele anului acesta de studii 2016, se împlinesc 15 ani de activitate a ansamblului etnofolcloric, care activează în cadrul liceului nostru ansamblul Mugur Mugurel. Iată, vedeți, elevii, membrii ansamblului și-au bătut capul și își fac reclamă legată de prezența lor în instituție și, evident, activitatea lor. Deci, un colectiv care a avut mai multe generații, mai multe promoții, un colectiv care ne-a purtat faima atât aici, în cadrul Chișinăului, în Republică, au participat la concursuri și în afara Republicii, fiind și în România, fiind și în Bulgaria, eu știu, poate o să ajungem și în Polonia, anul acesta sau la anul, o să vedem. Ei sunt așa posibilități, de aceea, și ce vreau să menționez, că acest ansamblu care participant la multe concursuri, de fiecare dată ne-au adus diplome de laureați, fie premiu mare, fie premiu 1, 2 și 3, de toate am avut, de toate categoriile deci, de mențiuni. Și evident că acest colectiv, de tot parcursul acestor 15 ani de zile,
a fost îndrumat de conducătorul artistic al ansamblului, domnul Leonid Serbin, și alături de dumnealui permanent a fost și administratorul acestui colectiv, doamna Valentinu Scutaru, care cărora de fapt le aduc mulțumire astăzi mari pentru faptul că și-au consacrat activitatea în acest domeniu. Și de fapt, dacă vreți dumneavoastră, eu la 21 noiembrie anul acesta, și eu o să am 15 ani, de când sunt în calitate de director al instituției respective, adică ei o 2-3 luni mai mari ca mine, ca colectiv, adică suntem din același an în activitate, și vreau să vă spun sincer că de fiecare dată, văzându-i și la repetiție, dar mai ales văzându-i la prezentări, de totdeauna chiar am lăcrămat de multe ori pentru acele prezentări care le face acest colectiv, și poate cel mai așa sufletește atinge, iată ăștia, o să-i vedeți. Ei abia sunt la început, eu vorbesc de clasa 1 care sunt promoția în generația cea mai tânără a ansamblului, la moment în instituție, în cadrul liceului, își fac studiile 3 generații. Iată clasa 1, clasa 8 și clasa 12. Așa? Și cu această aniversare, eu să pot că este mare, relativ mare, dar eu doresc și sunt convins că acest ansamblu va avea o viață îndelungă de activitate și cu rezultate frumoase. Ei vor fi astăzi în fața dumneavoastră aici. O să încerce să vă bucure privirile cu ceea ce s-au învățat ei. Evident, experiența fiind diferită de la generație la generație, dar eu vă rog frumos, adică să-i vedeți, și eu știu, cred că vor merita ca să fie apreciați. Numai decât cu ocazia respectivă, cu ocazia adunării generale a părinților și cu această aniversare a ansamblului, mă bucur eu, este prezent azi la noi și domnul primar de Stăucen, domnul Valentin Sâdnic, care vine și domnului cu un cuvânt în fața dumneavoastră. Poftim, domnul primar. Dragi copii, stimați părinți, bună ziua, Hristos a înviat. Adevărat, adevărat a înviat. Evident că este o adunare generală foarte importantă pentru toți, pentru copii, pentru părinți în deosebire și chiar pentru corpul didactic, care acum o să vă fac o prezentare în activitatea perioada de vară și pe care înseamnă probabil cu perioada trecută. Un an de zile a trecut, copiii s-au mai maturizat și acum o să vedeți rezultatele care le-au obținut. Eu vreau să mă refer o leată la altceva, că perioada de vară este o perioadă atunci când copiii nu mai sunt sub supravegherea profesorilor. Ei rămân numai pe umerile dumneavoastră după ce posibilitate o să aibă. Începem cu perioada de odihnă de vară. Toți cunoașteți că noi suntem înfrățiți comuna Sedlic, Polonia, Stăuceni, Botoșani, România, Stăuceni, Copii, Ucraina, comuna Avril, Bulgaria, pentru copiii care sunt mici, care au fost și în Bulgaria la odihnă, și în Polonia, și în acest an noi avem contract, chiar recent, mai alte am vorbit cu primarul de Sedlic și a solicitat ca noi la 1 august, fii copii de loc, clasa 8-a și a 9-a, cu numără de 12 copii și 2 educatori. Foarte bine înțeleg că de a aprecia cine o să ducă, care copii să ducă, eu cred că sunt copii imensi, domnul director, împreună cu dirigentele de clasă, o să iei o decizie, dar important este împună, fiindcă noi ne-am înțeles așa cu Polonia. Cei copii care pleacă în Polonia, care vor pleca în Polonia, părinții procură foaie de odihnă la tabra de la Vadul lui Vone, copiii din Polonia procură la tabra din Polonia și facem schimb copiii.
Ce se referă la transport, primăria, Consiliul Local a trebuit bani pentru a transporta elevii tur-retur. Ei pleacă pe o săptămână și autobusul o stăie în dispoziția, la dispoziția lor în Polonia. Pleacă două localități, Stăuceni și Vadului Vostru, fiind comune care suntem înfrățiți, ele sunt comune în vecinătate. Și de ce s-a stipulat data din 1 august, fiindcă pe 1 august e sărbătoarea orașului Slava, care este în apropiere de Sednic și se invită toți copiii ca la 1 august să participe la sărbătoarea hramului orașului. O să fie ceva foarte interesant, cred că și copiii și conducătorii grupului o să rămână satisfăcuți. Vă doresc succes la cei care vor pleca. În restul, evident că dumneavoastră să aveți multe întrebări. Consiliul Local a alocat pentru reparații curente, eu nu știu, eu știu că e suma puțină, dar 10.000 de lei la Liceul Teoretic Dragoș Vodă și Școala Grădiniță Ilie Fulga. Câte 10, da. Necătând că instituția este coordonată de Direcția Teritorială Cultură și Sport Municipiul Chișinău, dar am zis și consilierii m-au sunat că copiii sunt a noștri, a satului noștri și școala tot este a noastră. Atâta, după posibilități, noi am făcut așa un pas. Eu vreau să-l susțin pe domnul Mihai că ansamblul etnofolcloric Mugur Mugurel, perioada de 9 ani cât eu sunt primar în Comuna Stăuceni, ei totdeauna au participat la diferite manifestări, și la Camus Acum, și la, spunem chiar, Ziua Europei, care s-a făcut și la alte. Spun mai bine așa, de câte ori am invitat, niciodată nu ne-a refuzat. Și vreau din partea administrației publice locale, conducătorului, eu cred că conducătorul este aici, nu? Da. Se decernează ansamblul etnofolcloric Mugur Mugurel din cadrul Liceului Teoretic Dragoș Vodă cu aniversarea 15 ani de la fondare. Vă dorim succese! Vă doresc să vă promovați nu numai pe scenă Liceul Teoretic Dragoș Vodă, pe scenă Republicitea și mai departe pe scutare cum deja aveți și experiență. Eu vă doresc succese, cu Doamne ajută să puteți și sărbătoarea de astăzi, și vacanța de vară pentru copii, și Doamne ajută în toate. Copiilor? Da. Mați părinți, scump profesor, dragi colegi și mult stimat primar. Astăzi, la adunare de părinți, am hotărât să vă prezentăm un mic concert susținut de ansamblul de dansuri Mugur Mugurel, care împlinește 15 ani de activitate. În această perioadă, membrii ansamblului au fost implicați în mai multe activități. Au participat la diverse manifestații în cadrul liceului, satului, concursurilor sectorale și municipale, devenind deținătorii locurilor premiante. Vă invităm acum să urmăriți dansul Ciuleandra, interpretat de grupa Media Ensemble. Shut up!
Yeah!
tăcere. Da. Mai aproape, mai aproape. Și iată trei generații care sunt în școală, ei sunt toți liceeni, sunt toți elevi ai liceului nostru și ați văzut de fapt experiența celora din 12, se simte foarte așa la locul lor cum se cade grupa medie, dar pentru mine, nu vă supărați, dar pentru mine cea mai mare speranță sunt ăștia. Ei sunt viitorul ansamblului și eu vă rog, stimați părinți, ca să păstrăm chestia aceasta, să avem, iată, eu țin minte, vorbim de fapt cu 12, parcă mai ieri erau ei așa, și iată-i acum, și-a vedeți și Flăcăi Brad, care s-au ocupat cu dans, s-au făcut niște flăcăi în toată legea, și ăștia așa o să fie, o să vedeți. O să vedeți, o să fiți la adunări, o să fiu cu prezentări și o să vedeți. De asemenea, deci eu aduc sincere mulțumiri conducătorului artistic, domnul Leonid, doamna Valentina, pentru organizare și vă mulțumim!